Record. Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Din nou suntem la Stupină, după ce am făcut ora de matematică. Iată cât de bucuroși sunt și cu cât drag, dacă și la matematică ați venit cu tot atât interes ai de minunțiar și minune. Nu? Dar voi veniți și la matematică și ziceți, aș, să termin mai repede ca să venim la apicultură. Așadar, eu am spus și data trecută, o spun și acum, apicultura va avea un viitor cu adevărat, pentru că voi sunteți, prin voi mă gândesc acum la foarte, foarte mulți copii și nu numai copii, cei tineri care nu știu mare lucru la apicultură, au o șansă ca îndată să învețe foarte multe lucruri. Acum, m-ați întrebat de ce e așa răvășit aici, ce se întâmplă, care este situația, că nu vă e clar, dar voi data trecută ați venit și parcă era mai multă ordine. Da. Adi, tu ai observat, s-a observat fiecare, părinții voștri au o activitate ca să poată să își ducă, să spunem, existența, să poată să vă asigure vouă condițiile toate, iar eu ca să pot conduce proiectele acestea, atât la matematică cât și la apicultură, am această activitate de foarte multă vreme, de prin 80. Deci m-am apucat de apicultură de prin 80. Sunt câțiva ani de atunci, bunișor. În momentul de față conduc apicultura și te rog, Adi, vă rog și pe voi, pe toți cei care veți să aflați mai multe lucruri, când stați pe Google Prof Online și intrați acolo în pagina mea, este acolo un prim capitol care se zice Video Apicultură. Dacă dați click pe Video Apicultură, se intră în pagina cu apicultură și acolo vedeți foarte multe lucruri despre apicultură. Este un domeniu vast, fascinant, cu foarte multe probleme pe care eu le-am rezolvat de-a lungul timpului. Acolo veți descoperi și o problemă foarte grea pe care am trecut în 2012. Veți vedea filmele acolo. Am spus acolo, n-am mai putut filma, n-am mai putut continua activitatea, fiindcă am trecut prin momentul acela greu. O stupină foarte mare mi-a fost confiscată. Vedeți foarte multe lucruri acolo, concret. De un grup infracțional care pur și simplu mi-a o târhărie, cum se întâmplă când mergi pe stradă și cineva îți fură geanta. Îți fură ceasul sau cercei sau geanta sau telefon. Sau geanta și așa mai departe. Așa mi s-a întâmplat și mie. De atunci, din 2012, în toamna 2012, m-am întors. Am venit aici, am căutat nebunit o locație și am venit cu un pumn de albine, să spunem, care am putut recupera de acolo. Și am început activitatea foarte intens, hotărât să mă refac cu trauma prin care am trecut, deosebit de mare. Repet, vedeți acolo filmele. Eu conduc pe apicultori din toată țara și din toată lumea pe internet, pe noua tehnologie, pe tot ce am făcut eu acum, pe nou model de sub. Și, dragilor, apicultorii, cei care vor să se, mă rog, să se inițieze, care urmăresc teoretic tot ce facem noi, iată ce vă explic eu acum, cei neinițiați, care deci acum vor afla câte ceva, cei mai avansați au filme la dispoziție și vin și cumpără câte o familie de albine de la mine. Da? Vă amintiți că cu două zile când am sosit o mașină cu doi tineri care așteptau să intre în discuție cu mine, chiar au și intervit-o și filmat-o un pic. Ei au venit interesați să cumpere familie de albine, deci aveau și mașina cu stupi și am vândut o parte din familie. Oh. De aceea este situația asta revășită. Da? Deci asta s-a întâmplat. Am vândut familiile acestea pentru ca să mă pot asigura și eu, să spunem, niște bănuți să pot continua proiectele. Că să înțelegeți și voi, aceste lucruri se pot face numai cu bani. Cu bani. Nimic nu se întâmplă fără bani. Deci am și ființat fundația asta, Prof Online, și aștept, iată, are un an de zile de când fundația e ființată, ca cineva să-și dea seama că eu ceea ce fac înseamnă cu un potențial imens. Dar deocamdată fac prin efort propriu. Nu sare nimeni. Am făcut și la președinție. Vă amintiți că am făcut un demers și am spus președintelui să pot crea zeci de mii de locuri de muncă. Am acum cel mai exemplu cel mai
Evident, care s-a întâmplat cu cineva care anul trecut a venit să cumpere o familie de albine. Și m-a întrebat, zice, i-am spus, dar știi tu să lucrezi cu familia de albine? Păi zice, nu prea știu, dar o să învăț. Am și un băiat, zice, care lucrează prin armată și ăsta poate să vină să învețe și el. Și am spus, gazmă, Dină. Și au venit tată și fiu și au tot lucrat. Iar în primăvara asta au găsit un teren și au luat o căsuță și au plecat de la mine cu 10 familii de albine. Le-am dotat eu cât am știut eu cel mai bine, am luat fruntea stupinii mele și le-am dotat pe ei, încât acum s-au apucat de treabă și mi-au spus că din 10 au ajuns aproape la 40. Într-o lună și ceva. Super! Deci, ritmul de mulțire e foarte bun. Ei au reușit acum să meargă, își găsesc de lucru în felul ăsta și dacă la nivelul țării ar avea cineva răbdare să înțeleagă ce șanse am avea. Pentru că așa apicultură e din vechi, cum să spun, vine din negura timpurilor, așa vreau să spun, ca activitate. Și e complet neexploatată. Iar în condițiile în care fiecare și-ar gândi acolo și ar împăduri cu salcâm, cu nu știu ce, s-ar face și împădurile și toate poveștile astea, sunt terenuri degradate. Nu trebuie să se aducă să planteze asta cu toată școala, cu echipa, cum se întâmpla înainte. Nu, fiecare se gospodărește pentru că e interesul lui. Simțul proprietății este cel mai important. Deci vă spuneam, dragilor, că am făcut acest lucru, am văzut o parte din familie și ele sunt dezorientate. Iar ieri am făcut o mare greșeală, de fapt, iată că și azi noapte, aseară, la ora 10:30 am plecat și un stup l-am lăsat deschis, acum îl văd. Am venit aici și nu mi-am dat seama, aseară, la 10:30 când am plecat, acest stup e deschis, cum vedeți, nu trebuie să se întâmple așa. Din păcate, în situațiile în care se află ei acum, sunt stupii la care nu mai sunt regine, a rămas o mână de albină. Locurile astea goale au fost stupii, dar i-am dat respectivului. Lăzele mele sunt pe acolo, pe undeva depozitate. Ele au venit cu stupii lor, dacă ați văzut. Am văzut, da, aveam mașina plină. Mașina plină cu stupi. Și în ei am populat. Uh-huh. În fiecare stup trebuie pus o familie de albine, cu regină, cu tot ce trebuie acolo. Dar tot biostup, adică biostupul... Nu. Pe stupul tradițional. Pe tradițional. Ei nu au avut bani. Am înțeles. Mi-a spus, domn profesor, ne încântă să luăm biostupul dumneavoastră. Dar deci nu avem bani să investim și în stupul. Nu, deocamdată investim numai în familie. În familie de albine. Pentru că respectivii doreau să ajungă la un număr de familii pentru a atrage fondurile europene. Să dau niște bani la fondurile europene, deci este o activitate foarte interesantă. Asta vreau să spun. Nu știu cum se pot ajunge la guvernanță, ce să le spun. Oameni buni, există o șansă imensă. Imensă. Îi determinăm să aibă locuri de muncă, să aibă... Starea de sănătate a poporului se schimbă. Pentru că aceste produse vor fi pe mari multor familii. Verișor, cunoștință și așa mai departe. Mai renunțăm la zahărul ăsta care e nociv, e moartea albă. Este crimă, pur și simplu crimă. Dacă am ști cât de dăunător este zahărul, ne-am speriat, n-am mai pune gura pe dulciuri, copii. Nu, n-am să mai pune gura pe dulciuri, cât de multă mizerie este. Deci ce se află de la albinuțe este sănătate curată, absolut sănătate curată. Și de aceea, adresându-vă vouă, mă adresez multora celora care am speranța că se vor îndrăgosti de apicultură și că va porni odată și odată activitatea asta. Am să vă spun că vom intra în istorie, pentru că nimeni nu s-a gândit ca așa de timpuriu să le preda niște noțiuni de apicultură. Nu. Pun ce o întrebare, domnul profesor. E scump o familie de albine? O familie de albine depinde la timpul care se ia și depinde de câte rame se pun în ea, în familia aceea. De timpul. Adică iarna, da, cred că sunt mai scumpe? Nu, iarna nu se vând. Nu prea le cumpăr unul sau altul, pentru că ele sunt în ghem, hibernează aproape. Da? Și nu se asumă riscul cineva care nu știe ca să ia o familie iarna, pentru că riscă să moară familia respectivă, dacă nu știe să o aranjeze bine la iernat,
sunt foarte multe lucruri tehnice. Trebuie să înveți. Deci apicultura este o știință, nu e o, nu e o chestie care să zicem, e o ladă, așa, pui în carbină și curge mierea. Înveți. Nu. Trebuie învățat, trebuie studiat. Un apicultor se face în 6-8 ani de zile. Deci atâția ani de zile. Deci nu e glumă. Așadar, fumul de aici pe care îl folosesc, m-ați întrebat ce fac aici. Fac fum pentru că este singura șansă a apicultorului de a se apăra împotriva albinei. Când dăm cu fum, albina amețește și nu mai este agresivă, noi putem face treaba în liniște. Da? Ieri, dacă eu am stat cu respectivii alaltă ieri până seara târziu, mi-a mai rămas câte o ramă prin stup. Hai să vadă cam ce mi s-a întrebat, cum m-a întrebat, de ce așa panică. V-am spus, mă lăsați că acum n-am timp să vă vorbesc. Este cel mai greu moment care se poate întâmpla unui apicultor când aduce familia stupina în stare de furtișac. Datorită greșelilor lui, există riscul major ca să aducă, repet, familia în stare de furtișac. Ce înseamnă? Dacă las o ramă acum, pe aici pe undeva, o ramă care are un pic de miere, mirosul puternic și tind de acum spre sfârșitul perioadei de activitate, foarte puțin nectar mai găsesc în câmp. Și atunci ele umblă înnebunite cercetașele. Pentru că trebuie să știți, copii, că albinii sunt în activitatea lor, în perioada în care sunt, să spunem, 40 de zile trăiește albinuță, da? V-am spus data trecută, 20 de zile stă în stup și 20 de zile în afară. Trece prin diverse stadii. În prima parte a vieții ei, între a doua și a opta zi, secretă foarte bine lăptișorul de matcă. Glanda aceea este în plină activitate și atunci lăptișorul de matcă este secretat, pe care albinuții le folosesc la creșterea larvelor. Deci puișorii de albinuță care sunt crescuți cu ajutorul și polen, lăptișor de matcă și miere. Se face un amestec în ușa albinuței. Doică este atunci. Perioada aceea este de doică. După care urmează o perioadă de lucru în stupină, dar și atunci, ca doică, face și alte lucrări. Sanitară, curăță, este paznică, este... Deci toate activitățile, preia nectarul, prelucrează de la cele care vin. Ei bine, vă spuneam că acum este o perioadă mai săracă, acum începe să fie din ce mai săracă, iar ele sunt frământate, sunt înnebunite de problema care vine. Vine iarna și ce ne facem? Trebuie să avem provizii. Și atunci cercetașele caută nebunite pe undeva să găsească. Și când au găsit o sursă de nectar sau de hrană, se duc pe fața, pe fagure. Ăsta este un fagure, da? A fost o foiță subțire, dar noi am pus-o și sub formă de hexagon, totul era făcut așa, și el încep să crească, da? Încep să crească. Ei bine, pe suprafața fagurului acesta vine și dansează, așa. Face o sinusoidă, se cheamă așa. Și amplitudinea de sinusoide înseamnă un mesaj transmis albinuțelor, celorlalți care stau în stup. Fetelor, am găsit o sursă, iar cât de mare este amplitudinea, înseamnă distanța. Iar cât privește axul principal al sinusoidei și cu direcția soarelui, se indică exact direcția pe care trebuie să aducă ele ca să culeagă. Adică în pădure, după flori, după aia, vă dați seama cât de deștepte. Am descoperit în direcția cutare. Exact. Și ele se urmăresc până acolo. Au luat mesajul cam către distanța, cam în ce direcție și acolo au plecat. Toate. Recepționat. S-au dus. Exact cum spune Mela. Ei bine, în clipa în care lăsăm o ramă jos, cercetașii au descoperit-o, se duc repede, spune, fetelor, am aici, imediat. Aproape. E aproape, imediat. Și au și sărit. Și s-a întâmplat așa. Au năpustit asupra ramelor respective, au năpustit pur și simplu, au început bătălia, că fiecare sunt atât de lacume copii, de nu vă închipuiți. Ar vrea să ia tot și rot cu tot cu faguri, nu discută. Și când am ieșit eu ieri de la ședința de matematică, de la lecție, când am văzut aici era vacant.
Eram nebunit, ce să fac, cum să fac? Nici nu aveam timp să vă transmit că fugiți mai repede, că n-am timp să vorbesc. Ați văzut, am trecut pe lângă voi din fugă și am spus, plecați că n-am timp să stau de vorbă. Voi vă uitați la mine, parcă eram, băi, nu-i sănătos, ce înseamnă chestia asta? O înțeles, Daria, până la urmă, ea o făcea mai dezamăgită că avea și ea costum, domn profesor. A, așa, venise-și cu costumul și acum, Nadia, pentru tine aș fi stat, mă, dar n-am știut eu chiar așa de bun. Așa, furtișagul ăsta a fost... Asta, copii, atât de periculos, încât risc să pierzi stupina. Atenție, mie mi s-a întâmplat și... Foarte mult ori apicultori, acum să vorbesc despre neștiind foarte clar cum să reacționeze, ce e de făcut în condițiile acelea. Deci nu durează mult timp și se termină complet, pentru că se fură una de alta. Faptul că era aproape aici, nu au timp să se sesizeze, au ieșit, buluc, vin, acum se fură, încearcă să umble la celălaltă, să ducă la familia vecină, forțează intrarea. Paznicii stau acolo, începe bătălia. Până la urmă împing paza și intră înăuntru. E război, care... război înseamnă, domn profesor. Complet, dar profesor, dar da? Câți centimetri ar avea un pui de vin? Ca lungime, da? Păi este albinuța. E cât albinuța? Dar trebuie să începem așa. Ea când ecluzionează e cât un vârf de ac. Foarte mic, da? Și se vede? Se vede, se vede ceva. Foarte puțin. Dacă ochiul este exersat, dacă știi unde să te uiți, chiar în fundul celulei, în sfârșit, în a treia zi se întâmplă ca din nou depus de matcă, de regină, să apară un puișor. Dar regina cât trăiește, domn profesor? Regina trăiește 2-3-4 ani, depinde de calitatea ei. Sunt trei tipuri de regine. Uitați, cred că ați cercetașă. Unde? Unde dumneavoastră? A venit la stup. Da? A venit la... Așa... Deci albinuțele 40 de zile. Da. Albinuțele 40 de zile. Da. Și regina 3-4... 3-4 ani. Da. Oh. Deci ea... am închis râmpile de zbor, sau urdilișul, cum se numește. Ieri, în panica aceea care ne se creasă, prima mea reacție a fost să închid urdinișile. Și ați rezolvat-o în prim pas, ordinișul este rampa aceea de zbor. Și atât am și umorât câteva albinuțe pe acolo, vedeți? Eu n-am mai stat pe gânduri să intri toate, să fii pe acolo. Era buluc, era bătălie, era ce era acolo. Și atunci le-am închis și au mai murit o parte din ele. Acolo unde am apucat să intri, credeți-mă că am găsit aproape o căldare de albine. Uitați acolo. Uite, albina moartă. S-au topit sfagurile peste ele, tot acolo. Au fost acolo? Măcelă. Da, măcelă. Așa. Acolo au fost moarte? Da. Deci au fost... mai zboară, mai mult. Nu, sunt cele care se duc acolo și mai liling. S-au topit mierea acolo, peste el, cu faguri, pe tot. Deci, important e că ați rezolvat, domnul profesor, nici nu mai contează. Da, este cum să spun, o bucurie mare, domnul pentru profesor, că... Dar cum ați rezolvat? Păi asta, o închis în primul rând ăsta. Închis o parte din urdinișe, am luat al sub și am dus acolo, uitați, în brațe, am dus așa, că erau de grei, n-am mai știut. Era, eu știind pericolul, înțelegeți, realizând pericolul, am fugit în... Doamne, l-a ajutat pe domn profesor să poată care și stup și tot și se rezolvă. Da, deci, pur și simplu, mergeam cu ei în brațe așa, parcă nu aveam nici o greutate. Iată să mergem mai departe, să vedeți exact cum s-a întâmplat. Aici s-a întâmplat următorul lucru. Este cumva o regină, am căutat-o și ieri și alaltăieri, care se deplasează și albinuțile o însoțesc. Adică, ele spun, oriunde te duci tu, venim după tine. Și o găsi și bucățica asta de ceară și uite că se localizează aici. Și ele acum au în gând să rezolve ceva. Ce anume vrea să se rezolve? Cum o să le duceți în stup? Nu face nimic. Nu se întâmplă nimic. Am să încerc încă, am avut o tentativă și n-am reușit-o. O să mai încerc și o alta. Deci să vedem. Nu mutați regina, n-aveți nicio șansă? Nu. Păi ea trebuie să o găsesc, că după aia se duc toate. Aici o să viu cu o ramă cu... Miere. Cu miere, nu cu miere, cu puiet. Cu miere vin altele. Puiet, ca să spun, uite, puișor, hai veniți la puișor, ca să vedeți să crește și voi puișorii. Și la astea vin.
Da. Dar vine și regina la ăstea? Păi regina asta de aici. A, regina asta de aici. Da, da, da. Acum spun, ele au pierdut contactul. Nu mai văd pe regină, nu mai simt. Și de asta plâng ăstea. Deci ăstea plâng, sunt supărate, zice, unde ești tu, unde cât erai acolo, te știam, te vedeam. Acum s-a întâmplat ceva, iar am pățit-o, iar am pățit-o. În momentul ăsta, când plâng așa, poți să te îmbraci cu albine, nu te înțeapă. Da? Când ați văzut prin filme pe câte cineva îmbrăcat cu albine așa, era un roi. Și la momentul ăsta ele nu sunt deloc agresive. Haideți, veniți voi! Aveți măști! Vai de ce nebuneală e acolo, frate, mi-e și frică să mă apropii, dar de unde e frică? Nu le agresa. Tu nu vezi ce... Ele plâng acum, n-auzi când fac zâmbetul ăsta. Plâng că nu-și găsesc regina. Nu mă plângeți că vă găsiți regina, mamă. Haideți acolo la domn profesor, haideți. Asta unde? Hai să vedem. Iată cât sunt de agitante pentru că... A, dați mai puține. Da. Așa s-a întâmplat după... Păi dacă ați dat ramele cu totul, domn profesor? Păi sigur că așa se dau. Da? Da. Adică ați dat și miere și tot? Tot. Și tot? Păi tot se dă. Nu familia, știu. Familia nu se dă numai cu albinile să le numere așa. Mi-am închipuit da. Că nu-i numărați câte una, dar da. Nu mi-am închipuit că le dați cu miere cu tot. Cu miere, da. Aoleu, domn profesor, și eu miere. S-a rămas fără miere, nu? Și eu miere. Da. Iată, deci rama asta care a rămas aici are, este o ramă în care găsim copii. Câteva albinuțe care plâng că nu mai au regină. Da, vedeți, sunt puține. Mai și aici avem păstură. Deci aici este polenul. Trebuie să vă dau un pic să gustați, să vedeți. N-am eu un cuțit aici. Alessio, vezi, nu găsești un cuțit undeva? Vezi asta în mașina mea? Aici, aici este... Căpăceala? Nu, nu. A. Căpăceala este asta, asta copii. Da. Asta este căpăceala. Dar aici, sub fiecare căpăcel, să avem un puișor de albine. Da? În partea cealaltă. Cred că la mine e caietelul și cu un cuțit în... Da, da, da. Sub fiecare căpăcel e un puișor? Da, 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 da. Deci se depune aici o... Nu, ăsta e mascul. Nu auzi că n-au regină? Masculă. Ăsta e trântorul. Da, trântorul care nu înceapă. Nu? Nu, nu înceapă. Deci hai, bă. Trântorul ăsta cât trăiește, domn profesor? Până când îl omoară albina. Și cam cât, cât îi ziceți acum, la sfârșitul lunii, gata, e omoare. Urmează da? Măcelul trântorilor. Da? Și da. Un întreg ritual, așa? Păi da, infometează. A. Care cum vrea să se mănânce, gata, îi sare albina în cap. Și îl termină. Și ăștia sunt li teamă de albine. Când asta spune, nu mănânci. El se caută să se recoare, să mănânce. În urma lui și dacă cumva mănâncă, da, să nu mănânci, îl ia după cap. Aha. Îl ia după cap și se urcă în capul lui și el e nebunit. Și atunci, da, și atunci îi coboară pe fundul stupului și îi infometează. Adică nu-i dă să mănânci și ușor, ușor... Îi mor. Îi mor. Și care cum moare, le-a de picior, afară, afară, a, afară. Îl scot. E măcelul trântorilor, știi, este... Doamne, ce frumos. Da, e frumos. Și noi să vedem. Frumos, așa că e interesant de văzut, da, știi? Da, da, da. Deci asta este păstură, copii. E polenul macerat, da? Polenul macerat de albinuțe. Și... Da? Și... E de 7 ori mai bun decât polenul. Vai de mine, dați-ne și nouă. Acum dar ne dați cu puiet cu tot? Da, nu vă dau cu puiet. Da. Cu puiet nu mai acolo unde e că, da? Că acolo, acolo. Aici este numai păstura, da? Dar nu se supără că îi faceți așa? Păi s-au supărat, dar eu ce și să asta fac? Care e cu capul înăuntru, ce face? Iată. Aceea lucra. A, lucra. Da. Dar ce miros mai mare. Așa. Vai de mine, dar ce bine arată. Furăm așa, pur și simplu? Da, da. Așa, așa. Nu pot să da, pe masca. Da, și pe unde? Masca, masca. Alessio, ia filmează tu acum. Ca eu să-i hrănesc ăștia. Asta e hrana de la... E păstura. La albinuțele da, da. Mici. Da, 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 păstura. Și albinuțele mici și albinuțele mari. Ia, ia mănâncă și tu. Ia, nu, hai, toți, toți.
Hai, veniți așa. Hai să vedeți cum e, mă. N-am cum să-ți dau, stai. Așa, apropiați-vă și arată-le Alessio. Ia. Ia, ia și luați și toți, toți luați. Încă cum vi se pare? E un pic agrișoare? Cum vi se pare? Un pic agrișoare, da. Da? Ține de copii. Mami! E grișul nostru. Vezi-te-o, e bună, până la urmă. Nu-i place, da? Nu-i place, da? Da, mă, mă, atât, nu-i place. Atât, mă, dă-i mâncat? Eu nu. Nu, tu nu vrei. Ia, ia și tu, mă, tot aceeași motive ai și tu, nu? Ce îți place, nu-ți place. Îți place, nu-ți place. Mie îmi place. Da. Da. Așa. Deci, băieți, asta este păstura, da? Poftim? Deci e polenul macerat. Albinuții nu pot mânca polenul crud, așa cum îl să-l aducă, din cauza că n-au posibilitatea să spargă coaja. Dar dacă pun la macerat, se sparge și acum ce mâncați voi, numai nucleul. Papă și tu. Deci? Nu vrei spar? Deci numai nucleul de la polen. De aceea cu enzime și se pus acolo de către el este spectacol de o minune. Deci aici se află mica albinuțe, care din a noua zi de când a fost depus ouă, din a noua zi, îi se pune de către albinul în căpăcel și acolo ea se transformă, nimfă și așa mai departe, trece prin diverse stadii. Dar dacă spargeți, de exemplu, căpăcelul ăla, ce se întâmplă? Găsim, vedem o larvă, un puiuț. Hai să-l sparg, să-l vedem. Nu, hai să vedeți un puiuț. Păi da. De mi-o spune de ce am venit aici. Cu citașul ăla? Cu citașul ăsta, da. Puiuțele de albina. Ia uitați-vă. Domnul profesor, dați un pic la mama încolo, că nu se vede aici, că e umbră. Da? Așa, acolo, perfect. Ia uitați-vă. Deci dacă spargem pe asta, aici este un puișor. Ia uitați. El s-a alungit, da? S-a alungit, a căpătat poziția normală și acum stând acolo... Și acum o să mai trăiască dacă umblați la el? Nu, e terminat. A, gata. Da. Deci s-a alungit și acum își va face ochișorii, aripii, de se transformă acolo. Dar acum nu o să mai face nimic. Acum nu o să mai face nimic de pe... Nu, gata, nu ne mai arătat atunci, da? Că îi ucidem. Atâta toată, m-am arătat una ca să vedeți. Dar curge mierea, de jos. Sigur că curge. De ce? De ce trebuie să spun că... Și acum el o să facă din nou hexagonul ăla care l-a stricat? Aici e repară. Repară, nu? Dar nu-s mulțumit de ce și-am făcut. Adică deranjul ăsta e atât de mare pentru el încât... Ca și cum ați venit eu în casa dumneavoastră și v-ați stricat tot. Sigur, da. Ia uitați copii, deși numai două zile au trecut, el au sensizat că le lipsește marca și atunci încearcă să tragă boci. Adică să rupă trei celule în jur și să facă un spațiu mai mare în care să apară regina. Deci au luat o decizie, trebuie să facă, timpul trece, nu se poate aici. Deci lucrurile merg... Cât se poate de riguros. Nu, ce deștept. Da? Deci, din asta... Uitați, de acolo. Dar aici e căpăceala unde e alb? Da, mă, da. Căpăceala. Deci, o să-mi arătați cum o luați? Dar nu ți-o arăta, mă, și la birou? Acolo să-ți arăt. Dar a spus că are câteva rame care să ne le arăt. Da, acum, vă arăt, sigur că da. Acum, pe astea trebuie să le iau, să le duc în alt spațiu unde am pornit, unde ați văzut descoperit, ca să încep să... Apicultorii nu știu să o valorifice, este și asta, creșterea familiilor de albini și vânzarea lor. Ei vând doar mierea. Atât. Ei însă se dezvoltă. Dacă ar pune mâna pe tehnologie și cei mulți au pus mâna pe tehnologia asta, a mea, s-ar mulți în progresie geometrică. Deci aceștia care au luat
Nu, dă-o încoace că tu miști mâna. Nu, mă înțepa o albină. Păi știu că te înțeapă, dar uite... Era o albină pe mâna mea și mă înțepa. Mă, dar când dai așa cu camera, ai stricat toată imaginea. Era de cât mă înțepe albina. Păi da, de cât te înțepi, dar... Așa. Vreau să spun că... cei care au luat cele 10 familii, în 2 ani de zi, în al treilea an, pot să ajung la 200 și. Oh. Da? La 200 și. Și ei reușesc să-și facă proiectul în felul ăsta, încât să acceseze fonduri europene, să facă treaba. Și în tot timpul ăsta vă consultă? Adică au tot nevoie timpul, de ajutorul noastră timpul, ca de aer? Da. Tot timpul stau în priză, adică la telefon. Nu știu, când la lecții... De multe ori v-au sunat apicultori. Da? De multe ori. Spuneam că sunt în lecții și nu am timp la matematică. Sunați-mă după 10 noaptea. După 10 da. Deci, în momentul în care mi s-a întâmplat necazul acela, cea mai mare durere a mea a fost că îi aveam pe oamenii aceștia care așteptau cu nerăbdare să-i conduc și eu nu mai aveam stupină. Știți câtă durere am avut? Imensă. Am simțit că mă sfârșesc. Nu știam cum... Nu știam de unde să mă agăț, cum să pot. Și pe urmă am zis, hai Doamne ajută-mă. Bunul Dumnezeu m-a ajutat și am construit așa încât, deci din 2012 m-am retras în pace, 2013 și 14, 2 ani de zile am refăcut stupina și am și vândut. Familii de albine. Mai mult de 100, aproape 200. Deci, am pornit și vreau să dovedesc tuturor că se poate. Că aici avem un coeficient de mulțire foarte, foarte bun. Iar rămânem în condiții foarte bune. Și e o afacere bună și asta să vinzi familii de... Sigur că da. De albine. Dar este și pentru tine ca să te dezvolți, dar și să vinzi. Corect. Adică nu numai mierea, ceara, polenul. Sigur și... Da. Însă, în momentul de față, eu produc mai puțin miere. Pentru că obiectivul meu este să produc albine, să le arăt tuturor. Eu produc informații. Cercetare faceți, da. Da, fac cercetare, exact. Da? Apropo de asta, fiind și în, nu te mai atinge, în haina inventatorului, vreau să spun că un inventator n-are somn, n-are liniște. Este un veșnic căutător. El e veșnic nemulțumit. El tot timpul trebuie să găsească ceva. El, credeți că acum, în clipa asta, eu, la vârsta mea, chiar n-aș putea sta și eu... Să vă odihniți? Să mă odihnesc. Aseară la 10:30, 11:20 am ajuns acasă. La ora 6 în picioare și treabă, continuu. Bă, aștept ei. Pentru ei eu trebuie să fac ceva, trebuie să las ceva. Asta este. Atât la matematică, cât și la apicultură. Sigur că da. Generația care urmează trebuie să aibă șansa să spună da, se poate. Ei da, Dida, Miruna, da, încă, da. Așa nu că... Nimic. Acum, v-am spus ce motiv am avut să vă las, să plec de lângă voi așa, în fuga cea mare. Pentru ce n-am făcut lecție ieri. Deci n-am făcut lecția de apicultură. Ați văzut și cam cum am rezolvat problema furtișagului și le spun apicultorilor începători, grijă multă! Cum sesizați că apare albina aceea care bâzei pe deasupra și vine la furat? Strângeți râmpile de urdinișile de acolo cât se poate la 2-3 centimetri încât să nu fie spațiu mare pentru ca cele din interior să se poată apăra. Da? Asta e una din probleme. Trebuie intervenit cât se poate de tare ca să nu se ajungă la momentul să aprindă focul. Da? Nu greșiți să lăsați o sursă, o ramă lăsată, uitată și așa mai departe. Atenție multă! Dacă avem roiuri, adică roiuri, familii cu mai puține rame, mai puțină albină, atunci strângem cât se poate de mult, pe 2-3 ramele strângem, ca să poată apăra, să fie strânse una lângă alta, și rampa, repet, strânsă foarte bine, rampa urdinișul. Mai dați câte un pic de motorină cu ceva pe stup, ca să nu fie mirosul acela, că de fapt se întâmplă așa,
ele ventilează și îi scot în afară mirosul ăsta și nebunește pe ăsta. Băi, miros a miere. Înăuntru. Și ele simt cât de puternice sunt familiile de după cum se scoate tirajul același. Dar familiile astea nu se pot iubi. Ca... No. Nu, nu? Îs ca românii cu turcii când s-au bătut, nu? Nu, dar fiecare familie cu al ei. A ei, deci nu se iubesc niciodată. Nici o clipă. Deci o familie pe alta nu se descoate. Să termină una pe alta. Am înțeles. Ele caută să-l distrugă, pe celălalt le amierea. Am înțeles. Deci asta e povestea. Deci astea se luptă... Iar noi apicultorii, trebuie să facem niște lucrări. Iar când le facem, trebuie să lucrăm acoperit, adică să poate de multă atenție, să nu cumva să lăsăm familia descoperită. Că altfel am greșit. Iată, eu am lăsat acolo descoperită, simt că acolo începe să duze albina. Da? Am luat o ramă, două de acolo și am lăsat descoperită. Aici au o regină, acolo. Trebuie să o găsească domnul profesor. Așa că până când plecați voi, eu vă mai arăt ceva, până când plecați voi, închid pe ăsta. Închideți ca să nu se producă iar furtișagă. Diseară, cum am rezolvat pe celelalte, rezolv și pe ăsta. Sper să nu... Da. Dacă nu mai vine albine. Fiindcă au mirosul de la matcă imprimat, vin după ciotul ăsta de ceară, ori de la așa arunca, se deplasează după el, da, se deplasează după el, ca au impresia că e mirosul de matcă. Și acum, nu m-am arătat o matcă data trecută, am să vă arăt acum o matcă, o ciudățenie de matcă. Măcile toate au și ele aripi, au, mă rog, arată cu albinuțe un pic mai mari. Matca asta care vă arată acum a apărut fără aripi. O ciudățenie, da, o ciudățenie de matcă și tot m-am întrebat eu, cum de-a apărut asta, ce s-a întâmplat? La un moment dat, era într-o familie și a apărut o, cred că o fiică de-a ei, n-am observat eu, a apărut o botcă, ceva s-a întâmplat. Și dacă a apărut fiica, în mod normal, mama și fiica, dacă e din schimb liniștit, că vă spuneam, sunt trei categorii de mărci, deci dacă e cu acceptul a mamei, apariția fiicei, atunci rămân amândouă. Și fiica s-o ripeze la mamă. Am prins momentul acela. S-o ripeze la mamă. O atacat-o, adică? Da, 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 da. Și era momentul acela când era gata să o înțepe, dar văzând-o pe mamă că e fără aripi, o păi și peste așa, las-o. Mi-e milă de ea. Și n-a omorât-o. Atunci eu am luat-o pe mamă și am dus-o într-un stup care era besmeticit. Am folosit fără cuvântul un stup fără matcă. Dar unde s-a ajuns la o situație foarte grea. În ultimă instanță, când ele nu m-au niciun ușor din care să tragă viitoare matcă, aici au avut niște ușoare când v-ați văzut botca aceea, da, da, botca da. Se cheamă. De data aceea, nema având nicio sursă, se apucă să o albina, albine să o spune mai, dar... Așa, și fac numai trântori, da? Am vorbit dată trântori. Din ouăle de albinuțe ies numai trântori. Ei bine, în momentul acela era o familie besmeticită aceea. O albina. Și eu am făcut un experiment pe care nu l-am făcut altă dată. Spuneam mai devreme, cercetare, da? Tot felul de experimente. Experimentul meu a fost asta, să dacă duc matca asta bătrână, epuizată, fără aripi, vor fi de acolo să o accepte? Și-au acceptat. Și-au acceptat. Și acum au dus bătălie, beata mătcuță, cu albina care e oa. Oa și albina, oa și matca. Oa și albina și matca. Printre albinuțe se mai găsesc unele deștepte, că nu toate albinii ouă. O parte din ele care fac pe deșteptele, așa odată. Uh-huh. Se mai găsesc și albine, parte din albine care... Sunt împotriva acestui fenomen și spune, băi, ești de afară, dacă ce cauți tu să intri în celul, cum să, uite că avem acum regină, n-aveam nu știu ce, nu știu cum, și cam le înlături și ușor se începe să se încline balanța, lăsând toată activitatea pe regină. Matcă. Pe matcă. Haideți să vedem. Haideți să o vedem. Ce s-a întâmplat acolo. Mergeți după domn profesor. Vedem și asta și cum vă las că voi sunteți
Robotita, curiozitatea e foarte mare, nu? Da, da. La 20. Acesta este un stup modelul tradițional. Nu-i tradițional. Nu, tot biostup. Biostupul după tehnologia mea, e invenția mea. Aici am plecat și avem 3 roiuri. Deci, la un moment dat, mama era umplea tot spațiu. Eu i-am zis așa, ia vină tu, mămică. Dar ce-i cu albina aia care e aici? Ia taci, să vedem ce zice domn profesor. Nu e albina, este un pic de ceară. Ia vină tu, mămică, aici în spate. Și albina care a rămas în față a spus, vai, 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 vai. Ce ne facem? Că am dispărut mama. Altele spuneau, păi în spate acolo, am văzut-o eu, am trecut pe acolo. Bine, ai văzut-o tu, dar nu o simțim aici, aproape, lângă noi, că mama era obișnuită să treacă pe lângă noi, regina, să treacă pe lângă noi și să simțim suflul ei, să fim în contact continuu cu ea. Și atunci au decis să tragă niște boci, cheamă, adică să tragă spații din care, cum ați văzut, da, din care să apară regina. Ei bine, eu am venit și am dat în două și am pus-o într-o parte, pe una, câteva rame în partea cealaltă în care se află și boci și în felul ăsta au ieșit niște regine. Am venit să ieșim în partea asta și am separat-o pe mama, că știu bine, nu se suportă una pe alta. Aici, pe lângă asta, există o diafragmă care se pune specială, îmi poartă numele, grila asta e a mea, grila ursul, cu niște scopuri precise care înseamnă ce? Înseamnă șansa de a capta varoa, apicultorii știu ce, o boală care decimează stupinile. Și s-a întâmplat când regina de aici iese la împerechere și în momentul în care a ieșit, o pasăre o prinde și o omoară. Există riscul ăsta. O mănâncă. Da? Și regina aici nu s-a mai întors. Deci regina iese la împerechere? Da, 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 da. Numai în exterior. Masculin în exterior, trântorii care sunt, stau pe frunze, la un șeptic, așa. Și acolo se întâlnesc. Deci nu cu trântorii dinăuntru? Nu neapărat cu trântorii dinăuntru. Nu neapărat? Nu neapărat. Aha. Dar există și posibilitatea asta. Bună există și o posibilitate când se întâmplă cu trântorii, dar tot în exterior. Uh-huh. Ei bine, în momentul în care o mâncat-o, rămas albina asta fără viitoarea regine. Ce să facă? S-a apucat de ouat. Care aici, cum a zis? În situația disperată, s-a apucat să ouă și iată că ne-am trezit cu în situația grea, numai cu trântori. Și aici, când am descoperit, ce să-i fac, aveam eu niște soluții, dar fiindcă am găsit-o pe mătcuța aceea fără aripi, am zis, hai să valorific treaba asta. Și m-am... Atenție. Nu te duci în față, că știi ce se întâmplă acolo, riscă ce stau acolo, dar ești cu costumația. Deci m-am dus, aici nu este regina, că nu a ajuns ea până aici. O să o punem, nu chiar la ultima ramă stă, ea stă mai în interior. Dar, dragilor, acestea sunt celule, dacă observați, un pic mai mari care sunt din mascul și celule care au fost, nu sunt numai de albinuțe, că sunt perfecte, dar au fost înălțate, fiindcă au fost puse mascul în genul ăsta. Ea trebuie să oprească la nivelul de aici, dar fiindcă e mascul, îl înalță. Și eu am stricat tot. De aceea vedeți celulele denaturate un pic. Fiindcă am stricat... N-aveați nevoie de trântori atunci. Nu aveam trântori, ce nevoie de trântori. Tocmai când am adus regina, am zis stric tot și poate reușește matca asta să se impună și să câștigă. Ia să vedem dacă o să reușească. Trântori, plus. Să vedem dacă o să reușească și chiar se pare că a și reușit. Că nu mai vedem trântori, odată ce am stricat. Nu te înțeapă trântorul, deci nu te speria. Deci trântorul nu are ac. A, nu? Păi de ce n-are? Că-i trântor, pentru că el nu are treabă cu... Nu stă de pază, nu face nimic. El e trântor, adică e puturos. Dar... Da. Mănâncă degeaba. Nu le-au bucat. Așa. Dar ea... Ia...
Aici mai sunt pe aici, pe acolo, câte o celulă, n-ai mai... Da, în... se vede acolo, ia uite. Da? Ia uite, acolo. O celulă mai înaltă, de trântor, cum a apărut în bătălia cu albinuța. Uite, și aia care asta, asta e botcă, din botcă, care botcă. Trebuia să apă... a apărut regina de aici. Dar a ieșit la zbor și, din păcate, nu s-a apăpat o păstrică, pasăre și gata, s-a întâmplat necază. Și acum mergem mai a departe să vedem ce se întâmplă cu matca acei albinuțe. Da? Nu faci nici diferență? Nu, eu nu. Cum să nu fac diferență? Nu fac diferența. Domnul profesor, da? Parcă ați spus că în jurul unei măci stau mai multe albinuțe. Albinuțe, da, așa da, o da, să da, descoperim. Da, da. Garda. Garda, grupul garda de albinuțe. Garda de corp. Sigur. Gata. Aici, aici sunt albinu, aici sunt celule de albinuțe. De albinuțe. S-a deja liniștit. Matca a muncit. Matca a muncit și și-a impus punctul de vedere. Și nu mai apar decât izolat pe aici acolo câteva celule de da, uitați-vă. Mascul. Ia uitați. Asta e ridicată, a zis. A, da, uite, asta e un pic mai ridicată. Aia asta e ridicată, da. Deci aceea este de mascul. Așa. Ce faci, omor? Da, masculii nu n-avem nu avem nevoie la vremea asta. Mai sunt și acolo. Noi nu. E 2-3 care mai sunt. Oricum, sigur este un lucru că bătălia e câștigată. Deci mătcuța aceasta care atât din necăjit o să o vedeți, s-a impus și s-a câștigat bătălia. Deci apicultorii știu foarte bine că mare, mare probleme avem cu familii besmeticite. Dacă încercăm să-i aducem o altă matcă, o omoară. Ele sunt. Noi știm să ne facem treaba, nu avem nevoie de... Uite că aici ai. Să vedem dacă este aici. Aici sunt albinuțe, uite, trântări aproape nu mai sunt aici. Da, nu, deci... trântări sunt pe partea cealaltă. Da. Mai mulți. Dar s-a câștigat bătălia, de acum celulele sunt numai de... Asta numai de ieri până azi? Nu de ieri până azi, de 2-3 săptămâni. Aha. Iată, de 3 săptămâni și ceva, iată că prima albinuță ecluzionează acum. Aha. Deci o fică a ăstea iese acum. Ia. Iată cum o roade, roade căpăcelul și încearcă să iasă, da? Pe ce da? Albinuță. Și asta? Și asta da. E tot albinuță tânăr, care e pufalet, e ieșit abia de curând. Da, astea două? Astea două sunt care hrănesc. Nu, alea hrănesc, ele înăuntru intră și hrănesc. Deci, uite, aia iese, astea. Uite, acum, acum iese, da? Dar nu se adună nimeni în jurul ei să vadă. Uite, că dacă o să-i facă și tort. Nu, e poveste. E problema ei acum la ieșit, da? Eu nu trebuie să o supravegheze, să o tragă de o aripă, să nu. Tu nu vezi că o calcă și pe cap? Da. Nu-i face tort, mama, uite că ies. Uite, 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 uite ce frumoasă. Ce drăguță e. Da. Draga mea, 40 de zile, mult înainte. Uite. Da, da. A ieșit acum, e după ies, două zile, fugi repede să hrănească puișorii. Ea va deveni doică, da? Deci, și aici e un puișor sau? Acolo este, unde? În ăsta. Acela e un trântor, am spus, nu? Trântor. Da. Iar aici e alta care, care iar iese, va ieși și ea taie ușor, ușor. Uite, acum, acum hrănește. Acum hrănește, sigur că da. Deci este spectaculos. Da? Iată, iată aici sunt larvii puișori albi, se văd acolo așa. Da, se văd. Da? Și stau așa, cap-coadă da. Așa. Și ele vin înăuntru acolo și îi hrănesc. Și ele, da, 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 pune mâncare. De 841 de ori. Dar cine a numărat? Cine și-a propus să urmărească chestia asta? Da. De 841 de ori, în prima zi, în a patra zi. Mănâncă de 841 de ori, vin și hrănesc? E vizitată, e vizitată de 841. Iar în a, șase, în a noua zi, în a șasea zi, cum s-ar zice, din cele nouă, primirii trei stări sub formă de ușor, din nou, în a șasea zi, de 1200 de ori vine. Ui. Și pune rezerva pentru iarnă, pentru iarnă, pentru perioada că stă ea acolo sub căpăcel. Deci vă dați seama câtă grijă. Ce se întâmplă în interiorul deci, micelului? Da, deci ce minunat, e minunat. Ce dragă o albinoță. Dă-te mirna. Domnul deci, profesor, da? Mai aveți o albină. Unde? Aici, care da, aveți. Și pe ăstea, deci a zis unde? Că merge la împerecheat. Da. Regina asta, dacă nu se împerechează, nu poate să facă ouă, nu? Sigur, face ouă, dar ouăle de sunt nefecundate. Ouă, din ouăle acelea sunt numai trântori. Uh-huh. Da? Deci, practic, se întâmplă următorul lucru. Deci numai regina se împerechează. Numai ea. Deci la împerecherii, ea își păstrează rezerva în urma împerecherii într-un sac, ca la frigider. Și de acolo,
când un ou pleacă pe conductul ovarian și un spermatozoid apare pe partea cealaltă, acolo la ieșire se produce fecundarea. Deci este minunat cam cum se produce. Deci rezultatul în perichere este păstrat, repet, ca într-un frigider. Și există niște perișori pe abdomen și când intră în celulă, perișorii aceia sunt să ating de pereții celulei și dă drumul la un spermatozoid. Și în felul ăsta se produce fecundarea ovului. Și de aia apicultorii stau sub stare de extaz, se minunează pur și simplu. Când atâta perfecțiune este și atât au pus de bine Dumnezeu lucrurile la punct, încât... Și o singură mască poate să facă atâtea... Zeci de mii. Deci zeci milioane de albinuțe în cei 4 ani. Milioane face, nu? Dacă stăm și ne gândim... Ia uitați-o că am găsit. Unde-i garda de corp? Iată că a apărut o alta. Este fantastic! Aia fantastic! Alta? Iar asta este asta bătrână. Care e bătrână? Uite asta fără aripi. Și a apărut alta. Este extraordinar, extraordinar. Ești și într-un picior. Este și într-un picior, fără aripi. Iată, asta tânără care a apărut acum pe ultimul. Poate asta face ouăle, domn profesor, asta tânără. Și cu ea, păi dacă se ajungă asta, ca să ajungă acolo, tot de la ea a apărut. Și n-o se bată. Au trecut pe lângă ea, dar văd că s-a acceptat. Eu pe asta o pot folosi acum, să o duc la altă familie. Și să adun, să păi întorc. Duceți-o, să vedem cum o luați. Ia uite, un picior, un picior tânăr. Vai de bătrână, și cum o luați de pistol? Și unde-i tânăra, domn profesor? Tânărul fuge, că dacă are toate, este... Aici ce s-au adunat mai mult? Unde? Aici. Uite, tânăra poate și să zboare. Deci aici nu punem mâna pe ea. Nu punem mâna pe umoară o alta. Da. Deci tânăra a apărut. Copii, ce vedeți voi este unicat, spectaculos. Uite că s-ar putea să zboare. Hai să o punem ca să nu ne zboare. Să nu plece, că poate o mănâncă o pasăre. Ea s-a și împerecheat asta. S-a întors, măricică, preia comanda. Uh-huh. Va prelua comanda mamei. Și va omoră pe mamă? Deocamdată văd că se acceptă. Asta e lucru frumos. A trecut pe lângă ea. M-am uitat ca și data trecută. Este un lucru nemaipomenit. N-am văzut botcă, așteaptă dragilor. Deci mă doare capul, ca la suma asta de azi. Ca e la inegalitatea lui Miruna. Miruna. Și mi-a făcut, dar nu-ți mai dau teamă, gata. Da? Deci, din greșeală, făcut un ghiștiu așa de tare, mama spune că se păstrează inegalitatea, eu n-am mai... Am zis că zic să nu mai stăm să sătătim dacă nu se păstrează și se inversează, știi? Să nu ne batem capul. Da. Era aproape. De acum le strâng și vreau să vă spun că durerea mea de cap provine din faptul că aici e o albină moartă. N-am văzut o botcă din care să fie ieșit matca asta. Și mă întreb de unde a apărut, din senin. Ce se întâmplă? De unde apare matca asta nouă tânără? Așa am văzut-o și în familia cealaltă. De acolo? Păi este... Cealaltă, nu pot trece dintr-o parte. Nu pot trece, nu? Da, am o întrebare. Ce fac bondarii? Poftim? Bondarii. Care bondarii? De aici? Trântorii? Nu, bondarii grași aia. Aia negri așa? Am văzut unul. Păi e, sunt altă categorie, nu intră în stup. N-au treabă cu stupul. Deci e altă treabă, altă zonă, altceva fac ele. Bun. Să este un trântor, da? Da, trântor. Bun. Gata. Copiii, ați descoperit cine e trântorul? Da. Da. Îl cunoașteți. Ăsta e trântor. Da, ăsta e trântorul. Ați văzut mătcuța, ați văzut albinuțele, ați văzut cum cresc. Da, ați văzut și bătrâna fără arii. Ce mai minun, ce lucruri. Ce vreau eu să mai văd? Ce vrei să mai vezi tu? Ați zis cum aveți acolo ramene? Să mergem să extragem, da? Mai mergem și acolo. Mergem pentru că am dat câți am promis. Tu, e un trântor ăla, da? Ce micuț, ce drăguț. Da, l-am omorât. L-am prins de așa, l-am gătuit. Gata, acum mergem. Gata, da. Acum mergem la... Nu putea să facem.
Da, mai mult. Nu, că nu e interesat să-l resusciteze nimeni, auzi? Da, așa. Dacă mai putem face ceva, nu mai putem face cât... Îi cântăm prohodul, gata. Finalul este ăsta și în final... Și nu-l mormântează, nu-l dau afară. Îl dau, îl dau. Nici o albinuță, dacă s-a accidentat o albinuță și e gata să moară, ea este prima care face tot efortul să iasă afară ca să nu fie balast pentru surorile ei. Ați înțeles? Dacă moare trântorul, e fericire pentru albine? Dacă moare trântorul, trântorul nu e fericire. E fericire acum, la sfârșitul campanii, când nu mai are nevoie de el. Și spune așa, voi ăștia care stați degeaba și nu vreți să faceți nimic pentru atât, nu mai supărați pe noi. Și ne mai mâncați și mâncarea. Da, mănâncă mâncarea. Și din când în când îi pune să îndese cu capul polenul pe care îl aduc albinuțile ca să facă păstură. Mm-hmm. Dar trebuie să stai la coada lui. Cum ai întors capul că nu vrea să facă? Păi de-aia-i trântor. Și imediat să stai lângă el. Și atunci el mai s-a arâncat gâtul lui și spune, gata, fac treabă, dacă v-am promit. Vă promit. Imediat fac treabă. Asta e ca și greierașul. Da, 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 da. Știi? Furnica muncește și ăla doar cântă. Așa. Și acum să mergem și la, să facem și la centrifugul la extragere. Hai să vă arate, domn profesor. Și extrageți-o acasă, pe urmă. Da. 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 Domn profesor, puteți să-mi dați mierii dacă aveți? Acum. Și niște căpăceală, că mai vrea o prietenă de-a mea. Da. Mi-am povestit cât e de biostup și de tot. Da. Și faci chestia asta să o faci și pentru cunoștințe. Și... Păi în grup vorbesc asta și zic, le-am povestit căpăceală și au zis vreau și eu. Pe Facebook să faci chestia da, asta. Da, deja vorbesc în... Că nu faci decât să ajuți pe prof online ca să meargă proiectul. Păi asta și intenționez, domn profesor, că dacă e bun și bun, e bun. Și dacă Dumnezeu a lăsat bun, așa trebuie să se întâmple. Să încercăm să dăm... Profesor! Da? Uitați aici, 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 la cuțit, sigur că da. Aici, amiere. Păi miros, un pic, duci și cutare. Ce-i tamă? Vă explicam cum crește făvărelul, da? Ha. Iată, ați văzut data trecută? Așa, deci pornește, pornește câte o bucățică de aici, o bucățică de aici. Și se face perfect hexagonul ăsta și când se este... Nu e o celulă stricată. Nu? Dar e celul stricat. Da. Se pot rupe. Nu poți dormi așa gândindu-te. Cum de să știi atâta, cu atâta precizie că pornim mânca? De aici da, și facem hexagonul perfect? Și cum fac și ei, cum? Da. Uitați-vă. Șublerul lor este deschizătura dintre picioare și din față. Deci Dumnezeu ăsta a lăsat tot ce ne trebuie perfecțiune ca să fim... Mai. Da. Perfecțiune, dar mai noi știm. Suntem prea proști, mult prea proști. Limitați suntem. Da. Dacă... Ce se fac cu asta? Puteți să luați bucățica asta acasă. De-aia ne folosim de atât de puțin. Iau ce fain e. Exact. Nu strica mama ca să arăți. Doamne, ce țărancă ești. Da. Dați-mi două. Eu vreau una. Nu strica mama, să le arăți la copii, să le explici la copii. Da, colegii tale, prieteni, așa să le explice și cum. Și acum să mergem la... Nu știți voi ce bine mă simt. Haideți cu cacii. Haideți copii, haideți. Haideți. Clasa de apicultură, mergeți, vă rog. Pedalați. Stăm de vorbă în grup și faptul că v-am pe voi, pur și simplu mă simt. Am sentimentul că îmi doresc la ușelam. Voi sunteți colegi în aceeași clasă. Da, el e de aceeași vârstă. Au trecut în a patra, amândouă. Am să fac și pentru voi. Vai, Mieruna, dar ea de când vă așteaptă? Și vă mai aduc copii de a patra la anul dacă faceți grupă. Și Darius asta. Și nu pe ai tăi. Da, abia aștept. Da, ce-i de acum. Da. De ce trebuie să stai lângă? Oprește-ți, Mihaela, și pornim altcuția. Așa.